Pentru cei ce nu știți deja, sunt student anul 4 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și aș vrea să vorbesc un pic despre subiectul cu toxinfecția alimentară a studenților, care a tot circulat pe internet în ultima perioadă. În primul rând, vreau să expun faptul că, din partea Academiei de Poliție, nu a fost recunoscută absolut nicio vină, la modul să vină cineva să zică: da, domne, s-a întâmplat asta la cantină, vă oferim mâncarea pe care vă oferim de ani de zile și o să vă arăt și ce mâncare. Da, am greșit, asta e. Nu. S-a apelat la dezumanizarea studenților, pentru că de fiecare dată când ceva e greșit în academie, e vina studenților. Ne-a fost imputat faptul că nu ne spălăm pe mâini și de-aia au făcut acei 60 de studenți, care nu sunt 60, din câte cunosc eu. Numărul aproximativ și cel mai aproape de adevăr este de 150. Deci 150 de studenți au fost spitalizați pentru toxinfecție alimentară. Bun, de ce s-a întâmplat asta? Pentru că nu ne spălăm pe mâini. Asta ne-au spus nouă, că nu ne spălăm pe mâini și de asta noi am făcut toxinfecție alimentară. Unul la mână. Doi la mână, mai e subiectul cu mâncarea pe care noi o comandăm. De ce comandăm mâncare? Cine are bani? Pentru că dacă nu ai bani, dacă ai o situație proastă acasă și părinții nu își permit să îți trimită 2-3 milioane pe săptămână să-ți comanzi mâncare, nu ai ce să mănânci, pur și simplu. Trebuie să te duci la cantină și o să vă arăt ce primim noi la cantină. Pe lângă viermi și toate alea ce am găsit noi în mâncare, chiar dacă n-ar fi viermi, da? Deci chiar dacă n-ar fi viermii, nu poți pur și simplu să mănânci. Deci nu poți. O să vă arăt imagini. Viermele ăla chiar îți oferă un pic de proteină, pentru că dacă stăm și calculăm proteinele pe care le primim noi zilnic la academie, cred că avem 20-30. Ar trebui să fim toți așchilopați. Ca de fiecare dată, ei sigur vor veni cu meniul pe care noi îl avem zilnic la Academia de Poliție, unde scrie. Da, scrie, n-am nicio problemă. Dacă ar fi să mâncăm foaia, am fi foarte, foarte fericit. Să mâncăm foaia aia unde scrie paste boloneze, paste milaneze. A, hai să vorbim despre paste milaneze. Pe meniu scrie așa, paste milaneze. Cine citește din exterior zice: mamă, ce-o mânca aia pe la academie, cât o frumosie. Hai să vă arăt cum arată pastele milaneze în Italia și cum arată la noi, în Băneasa. Bun, astea sunt pastele milaneze din Italia. Hai să vedeți la noi la academie. Da, nu arată chiar exact la fel. N-au avut spaghete, au pus melcișori din ăștia cu lapte, dar în rest arată cât de cât asemănător. Cred că singura diferență e din cauza telefonului meu, din cauza colorizării. Poftim, uitați cum e în fața academiei unde se fac lucrări și nu vă mai zic că aici, da, aici nu am curățat noi, dar în rest tot ce munceau, tot ce făceau muncitorii pe acolo, noi trebuia să curățăm. Să vă mai arăt. Da, foarte frumos, un meniu superb. 50 de grame de proteină, cum spun și ei. Camerele, da, așa ne-am întors noi la academie la un moment dat. Uitați, una dintre băi, superb. Avem aici lacul ăla din Italia, ăla Como, da, așa, lacul Como aici sus pe tavan. Oho, superb, da. O ciofie asta, nu știu, cine se pricepe la biologie? Ce este acest microorganism? Să-mi zică și mie cineva în comentarii. Bun, avem unt sau ce ăsta super, da, asta e, a fost un pic cald, s-a mai topit. Ia, ce mai avem aici? Un vierme. Ia vedeți, viermele ăsta oare e spălat? E spălat, că a stat în ciorbă. Nu ca noi, nespălații, care facem toxinfecție alimentară, că nu ne spălăm pe mâini. Și în ultima poză, da, un gândac mic. Putea să fie și mai mare, nu știu, cred că ne plângem noi prea mult. Astea fiind spuse, doresc să vă precizez faptul că în regulamentul Academiei de Poliție nu ai voie să vorbești negativ în spațiul public despre unitate, așa că îmi pare rău, regret fapta și mă gândesc la următoarea. Acestea au fost argumentele și dovezile pe care le-a arătat Adrian și vreau să îl felicit pentru că a avut curaj să facă acest lucru și să-mi iau revanșa oarecum, pentru că, deși și eu atunci când am terminat Academia de Poliție sau când am făcut Academia, da, în cei 3 ani, adică din 2007 în 2010, am avut astfel de probleme, n-am avut o rețea de socializare unde să spun aceste lucruri pentru a se îndrepta. Și spre tristețea mea, chiar dacă au trecut 15-16 ani de când am trecut eu prin ce trece Adrian acum, iată că nu este nicio evoluție, ba dimpotrivă se tratează cu superficialitate în continuare hrana ce li se oferă studenților. Și vă spun asta pentru că am fost acolo. Făceam de veselar sau serviciu la bucătărie, cam așa se chema. Adică eram o parte dintr-o clasă care mergeam și curățam cartofi, amestecam în oalele acolo, căram saci pentru
bucătari să-i ajutăm. Bucătarii practic doar apăsau pe un buton și băgau într-un malaxor de la mare toată mâncarea și mai aruncau câte o găleată cu sare ca să-i dea gust. Și da, am văzut cum se face mâncarea în Academia de Poliție prin simplul fapt că eram noi cuprinși în această activitate, care nu aveam nicio pregătire în domeniu, nu eram verificați din punct de vedere sanitar, nu ne controla nimeni. De multe ori mergeam să facem sectoare, după care ne duceam la bucătărie să cărăm ce mai aveam de cărat pe acolo și, da, de foarte multe ori întâlneam în mâncare viermi, găseam mâncare alterată. Spre norocul meu, n-a ajuns nimeni la spital, sau cel puțin n-am auzit noi. Pentru că eu, când vedeam astfel de situații, evitam să mai mănânc complet mâncarea. De foarte multe ori nu mai mâncam deloc, da? Erau zile când mâncam doar micul dejun, când aveam niște salam și un ceai, ceea ce era suficient pentru noi, și la amiază și seara plecam în oraș și mâncam în oraș, dar să nu credeți că mergeam undeva unde să mâncăm la restaurant ca lumea, mâncam hot dog de la Ikea. Era un leu bucata și practic ăștia ne-au ajutat să terminăm Academia de Poliție fără să ajungem internați pe undeva. Vreau să-l felicit pe Adrian pentru că a avut curaj să expună aceste probleme. Ați văzut și voi că sunt și alte probleme care au mai apărut în spațiul public în ultima perioadă, atât cu privire la spațiile de cazare, cât și cu privire la cele recente, da, de la cantină. Nu pot să nu ajut la mediatizarea acestui caz, pentru că trebuie să se facă ceva. Odată și odată trebuie ca cineva să-și revină și să-și dea seama că nu mai merge cum mergea odată, că studenții erau militari și spuneau să trăiți, am înțeles, nu avem voie să zicem nimic, nu iese nimic din Academie și ne bate în joc de ei, că vorba aia, sunt 100 la poartă care așteaptă să le ia locul. Nu mai merge cu vorba asta, dragi comandanți, dragi persoane responsabile, pentru că trebuie să vă gândiți că studenții sunt ființe umane care trebuie tratate cu respect și cei care fac mâncarea să-și dea interesul. Și dacă cineva a greșit, și sunt convins că cineva a greșit aici, da, că prea au fost mulți, da? Nu e așa cum am înțeles că se transmite acum în Academie, că nu se spală pe mâini, cum mi-a spus Adrian, sau cum mi-a scris cineva în privat, că li se interzice acum să mai intre cu orice aliment din exterior. Să nu mai vii nici cu zacuscă, nici cu pateu, nici cu hotuși de la Ikea, nu mai vii cu nimic în Academie, că sigur de acolo e problema. Da, dacă era unul, doi, da, care a adus mâncare de la mama și s-a stricat pe drum în cele 10 ore de la Maramureș, ziceam că a fost o problemă de la el. Dar când ai 50, cât ți-a recunoscut voi, sau 150, așa cum ne spune Adrian, deja e o problemă, da? Deja avem un numitor comun și s-ar putea să fie de la voi. Vă rog eu frumos, căutați și în curtea Academiei, rezolvați astfel de probleme, atât la bucătărie, cât și în spațiile de cazare. Iar în final vreau să-i spun lui Adrian că dacă îl cheamă cineva să dea cu subsemnatul, să-mi scrie în privat, să-l ajut, să-i ofer îndrumare, pentru că în reclamații pot să zic că sunt specialist și o să fac tot posibilul astfel încât să nu se ia nicio măsură împotriva lui, dar nici împotriva altora care au curajul să vorbească și să aducă probe cu neregulile care se întâmplă în Academia de Poliție. Cereți-vă drepturile, porniți încă de la început cu curaj, pentru că și după ce veți termina Academia de Poliție, atunci când veți fi deja polițiști, o să vă loviți tot de astfel de probleme, dacă nu chiar mai grave, și trebuie să aveți curajul să luați atitudine. Iar în încheiere, vă rog pe cei care încă sunt studenți în Academia de Poliție sau elevi în școlile de poliție, să scrieți în comentarii, indiferent dacă sub protecția anonimatului sau vreți să vă spuneți numele, ce alte nereguli mai întâlniți în Academie sau în școlile de poliție, să profităm de această atenție care se acordă acestui subiect și să sperăm că cineva va citi comentariile și va da importanță sesizărilor făcute de voi și de Adrian. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, iar până data viitoare fiți de bună credință și atenție la cum pregătiți mâncarea în Academia de Poliție.